După o tăcere nepermis de lungă în mediul politic de câțiva ani, conducerea județeană a organizației PNL Hunedoara și-a făcut în sfârșit curaj, organizând o conferință de presă la sediul partidului din Deva. Una dintre realizările care a fost făcută publică astăzi de lidera liberalilor hunedoreni Vetuța Stănescu a fost prezentarea candidatului la primăria Simeria în persoana lui Emil Râșteiu, fost primar al Simeriei. Motivul conferinței de presă de astăzi este acela pentru care vrem să vă anunțăm că Partidul Național Liberal îl va susține pe Emil Râșteiu la candidatura primăriei Simeria. Motivul pentru care îl susține Partidul Național Liberal la primăria Simeria pe Emil Râșteiu este acela că toate analizele sociologice au demonstrat că simerienii își doresc un alt fel de primar, un primar performant, și Emil Râșteiu este acela care a demonstrat în decursul timpului că poate să fie un primar performant. Anul trecut, cam în perioada asta, nu mă gândeam la o candidatură la Simeria, așa cum i-a spus și domnului Bedea în 2020. Dacă lucrurile merg normal, dacă lucrurile se întâmplă normal în Simeria, eu nu mă mai gândesc la candidaturi. Am 20 de ani de primar. Încerc să reproduc discuția pe care am avut-o cu tânsul. Am 20 de ani de primar și dacă lucrurile merg normal, nu mă mai gândesc la candidaturi. Eu merg când văd de viața mea și nu este o problemă, nu m-am născut primar. Iată că lucrurile s-au schimbat. În ultima perioadă nu ies în oraș, și o spun cu toată sinceritatea, nu ies în oraș să nu fiu abordat de persoane care spună te rugăm să candidezi, vino chiar în ultima perioadă, chiar în cadrul instituțional, nu mă refer la primărie, au fost abordări de genul vino înapoi, te rog, scapă-ne de ăștia. Emil Râșteiu și Iulius Bedea s-au mai luptat pentru fotoliul de primar al Simeriei în 2016 din partea acelorași partide. Atunci, Iulius Bedea era preferatul și candidatul PNL, iar Emil Râșteiu a candidat din partea PSD.